După aproape un deceniu de închisoare în China comunistă, pentru o fraudă de 80 de dolari, un român cu o poveste de film a fost lăsat să revină în țară. Marius Balo spune că anii de carceră în Shanghai au însemnat tortură și un regim degradant. S-a întors acasă în prima zi de Paște și a fost întâmpinat de unchiul care l-a crescut și care a luptat în toți acești ani să-l aducă înapoi. Drama lui e și povestea unui eșec al instituțiilor statului în a-și apăra cetățenii. Sunt mai bine de 8 ani de când unchiul și nepotul nu s-au mai văzut. Ani de dor și suferință. Cum? Prima zi de Paște, e ca o minune. Da, e ca o minune. 68 de ani să trăiesc asemenea mare. N-am visat. N-am visat că o să ajungă el acolo. M-am tot gândit. Da. De la 33 de ani. N-am dormit de 3 zile de miercuri. Sunt așa de vitez. Însă și de emoție. El e tatăl meu, de facto. Tatăl meu a murit când aveam 10 ani și a preluat unchiul. Marius Balo este liber după 8 ani într-o închisoare de maximă securitate din Shanghai. Am trecut prin umilințe și torturi de care mă doare să-mi amintesc. Spunea bărbatul în urmă cu 3 ani, când implora să-și termine pedeapsa în România, în zadar. Așa au trebuit să se întâmple lucrurile. Nu simt niciun fel de strângere de inimă sau de amărăciune. Viața lui Marius a luat o turnură tragică în 2014, când chinezii l-au arestat pentru fraudă contractuală. Clujeanul a primit 80 de dolari de la niște cetățeni chinezi ca să fie trecut în acte drept directorul unei firme fantomă. Statul chinez ar fi fost prejudiciat cu 250.000 de euro. Nu doresc însă să mă eschivez de partea mea de vină. Aceea de a fi avut încredere în acești cetățeni chinezi. Am fost lacom, pe lângă faptul că am fost un prost. În 2016 a fost condamnat la 8 ani de închisoare. În China nu ai dreptul la avocat, iar consulatele nu au voie să acorde asistență juridică. Toate menite să te distrugă psihic pentru a nu te putea apăra în timpul procesului. Am fost scos țapii spășitor. În 2019, președintele promitea să se intereseze de caz. Cum vedeți dumneavoastră ca președinte faptul că un cetățean român, iată, este în închisoare într-un sistem penitenciar precum cel din China? Ce credeți că se poate face pentru deblocarea situației? Eu cred că se poate face, că o să mă documentez și o să vă spun părerea mea. Toate demersurile de a fi adus în țară au eșuat. În ultimii 2-3 ani am primit ajutor din partea ambasadei. Însă lucrurile, zarurile deja erau aruncate în acel moment. Până la urmă, Marius Balo și-a ispășit întreaga pedeapsă de 8 ani în China. A urmat lungul drum spre casă când a fost eliberat. Shanghaiul era în lockdown. După 10 zile a pus piciorul pe pământ românesc. E cea mai fericită zi din viața mea. Doar prin prisma faptului că am visat atât de mult la acest moment. Închis la 33 de ani, Marius a fost eliberat la 41. Născut în Cluj-Napoca, bărbatul a studiat teologia la noi și a obținut un master în New York. Voia să devină preot ortodox. Viața l-a adus însă în China, unde în momentul arestării sale era profesor de limba engleză la Universitatea din Beijing.